Moldova ar putea rămâne fără apă potabilă. Semnalele de alarmă vin din partea partidului Șor, care se arată nedumerit că subiectul privind situația dezastruoasă pe Nistru nu figurează pe lista de priorități a actualei guvernări. Deputatul Marina Tauber declară că îngrijorările vin după ce Ucraina își extinde hidrocentrala de la Novodnestrovsk și a inaugurat acum o lună cea de-a patra turbină din cele 7 planificate. Și Ministerul Mediului constată o degradare a situației și susține că deja din fluviu au dispărut mai multe specii de pești. Deputatul partidului Șor, Marina Tauber, susține că Moldova se află în pragul unei noi catastrofe ecologice și riscă să rămână fără apă. Asta în condițiile în care țara se confruntă cu pandemia de coronavirus și asistăm la o avalanșă de scumpiri. Ea a amintit guvernanților despre declarația cu privire la impactul construcțiilor hidroenergetice de pe fluviul Nistru și neadmiterea unei catastrofe ecologice iminente, adoptată unanim de Parlament la inițiativa partidului Șor în februarie, dar care nu funcționează. În luna trecută, Ucraina a inaugurat cea de-a patra turbină din cele 7 pe care le planifică la centrala hidroelectrică de acumulare a complexului hidroenergetic Novodnestrovsk, de la granița cu Moldova. Violeta Ivanov, colega noastră, a prezentat mai multe documente și probe ce demonstrează gravitatea situației de la Nistru și a semnalat faptul că au fost alocate fonduri externe de milioane de dolari pentru proiecte privind consolidarea fluviului Nistru, însă rezultatele au fost nesemnificative. În acest context, fracțiunea parlamentară a Partidului Șor a făcut apel către conducerea ambelor țări să ajungă la un consens. Cerem ca partea ucraineană să stopeze lucrările de extindere a complexului hidroenergetic nistrean. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene să demareze acțiunile necesare pentru obținerea sprijinului partenerilor de dezvoltare în soluționarea problemei. Impactul nefast asupra fluviului Nistru deja se resimte, susține și Ministerul Mediului. Pe lângă scăderea nivelului apei, au crescut suprafețele acoperite cu plante acvatice, care pot dăuna râului. A scăzut nivelul organismelor de adâncime. Au dispărut peste 30 de specii de pești și de 40 de ori a scăzut efectivul speciilor valoroase, cum ar fi carp, șalău, știucă, se arată într-un comunicat al instituției. Anterior, Partidul Șor a declarat că există riscul ca 70% din populația Moldovei să rămână fără apă, inclusiv locuitorii Chișinăului. Iar asta pentru că pe timpul guvernului Filat a fost semnată o înțelegere care prevedea cedarea de către Moldova în favoarea Ucrainei a dreptului de proprietate asupra centralei hidroelectrice de la Novodnestrovsk. Mai mult, mărirea numărului de hidrocentrale de până la 7 unități, atât cât vrea să construiască Kievul, va duce la o pierdere enormă de apă din Nistru și la o catastrofă ecologică fără precedent, au mai declarat deputații. Ulterior, președintele Maia Sandu, după o vizită la Kiev, a declarat că a solicitat Uniunii Europene să efectueze un studiu pe acest caz.